With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. Sunt Mirela Retegan, sunt ardeleancă și de 17 ani m-am mutat în București. Anul acesta am împlinit 50 de ani și dacă mă uit în urmă, pot să vă spun că au existat câteva momente importante în viața mea. Unul dintre ele a fost momentul în care am ales să renunț la meseria mea de jurnalist și să fac ceea ce fac astăzi, să construiesc o lume frumoasă pentru copii, pentru părinți și pentru bunici. N-am fost o fetiță populară, n-am fost copilul acela cu care și-ar fi dorit să se joace toți copiii de la grădiniță sau din clasă. N-am fost copilul pe care l-a iubit învățătoarea sau educatoarea. Am fost un copil șters, un copil timid, un copil care a auzit mereu în copilărie că nu trebuie să te întinzi mai mult decât ție pătura și că trebuie să stai în banca ta. De aceea am și stat în banca mea până la un moment dat, când mi-am dat seama că eu pot să-mi construie singură o pătură și că eu pot să-mi fac singură banca mea, care să fie cât de mare vreau eu. Și că dacă la un moment dat cineva nu are încredere în tine, asta nu înseamnă că nu ești bun și că nu poți să reușești în viață. Sunt unul dintre adulții care la Revoluție au fost în stradă, care au luptat pentru libertate. Și am crezut din toată inima că rămânând în țară trebuie să fac tot ceea ce ține de mine să fie mai bine pentru mine și pentru ceilalți. Așa că am ales jurnalismul și am fost unul dintre primii corespondenți BBC pentru România. Am făcut presă de investigații, am făcut presă serioasă și mi-a plăcut foarte tare ceea ce am făcut. Doar că la un moment dat a trebuit să fac o schimbare importantă în viața mea. Maia avea 3 ani, mă mutasem în București, o creșteam singură și am realizat că petrec foarte puțin timp cu ea și că în lumea mea nu e loc și pentru copilul meu. Și atunci am ales să creez o lume în care să-i fac loc și ei. Și în lumea asta, care am creat-o pentru Maia la început, de fapt au astăzi loc toți copiii românilor de pretutindeni. Zurli s-a născut în cel mai negru moment din viața mea. Aveam 36 de ani, nu știam cu ce o să plătesc luna viitoare chiria și întreținerea, așa că am cerut $1000 împrumut de la prietenul meu care trăiește în Statele Unite și care mi-a mai trimis și un costum de Superman și unul de Moș Crăciun. Așa a început povestea Zurli, cu două costume și cu mine făcând de toate. Dacă vă spune cineva că până la 30 de ani trebuie să fi făcut ceva remarcabil, să știți că nu e obligatoriu. Pentru că eu aveam 36 de ani când am început povestea asta. Abia acum pot să spun că este ceea ce am visat mereu că o să fie. Zurli la început a fost un proiect pe care mi l-am dorit mic și drăguț, atât cât să mă ajute pe mine să-i ofer o viață bună copilului meu. Primii spectatori au fost colegii de grădiniță ai Maiei. Am pus cap la cap câteva spectacole clasice pe care le-am adus în zilele noastre și am rugat-o pe cea care avea grădinița unde mergea Maia să mă lase să țin acolo spectacole. Să vedem dacă ceea ce fac eu este potrivit pentru copii și ei își doresc să vadă mai departe asta. De la o grădiniță am ajuns la 20 de grădinițe, la 200 de grădinițe, apoi am început să ținem spectacole în fiecare sâmbătă și duminică la Clubul Țăranului, apoi Clubul Țăranului a devenit încăpător, ne-am mutat la Palatul Copiilor, de la Palatul Copiilor ne-am mutat la Sala Palatului, de la Sala Palatului ne-am mutat la Polivalenta din Cluj și de la Polivalenta din Cluj am avut turneu în toată Europa în diasporă. 14 ani, atât a durat povestea asta. Dar acum 14 ani, eu eram cea care dădeam telefoane, pregăteam conceptele, mergeam la petreceri efectiv și mă îngrijeam că totul se întâmplă ca la carte. Și încet, încet am adus lângă mine oameni care își doreau să facă același lucru pe care îl făceam eu. Oameni care au înțeles că a crea o lume de divertisment și de educație prin joacă pentru copii poate să fie o meserie. La un moment dat, într-un loc de joacă din Jupiter, de la mare, am văzut o fetiță
care avea în jur de 20 de ani, care se juca foarte frumos cu copiii, mi-a plăcut foarte tare energia ei și m-am dus la ea și i-am propus să vină să lucreze cu mine. Habar n-avea că din ceea ce făcea ea putea să construiască o meserie și o carieră. Astăzi este fetița Zurli și este cel mai iubit personaj al copiilor români de pretutindeni. Astăzi Zurli este un concept. Este un concept în care copiii și părinții construiesc relații frumoase împreună. Facem spectacole, făceam spectacole pentru că în această perioadă a trebuit să ne oprim, dar suntem foarte prezenți în online, suntem foarte prezenți în casele românilor, avem jucăriile noastre, avem cărțile noastre, avem programele noastre de entertainment, avem aplicația noastră. Este o lume întreagă în care copiii românilor de pretutindeni găsesc cel mai sigur loc de joacă din online. Eu nu fac parte din categoria oamenilor care au fost susținuți să facă ceea ce își doreau, dar nici nu fac parte din categoria celor care au avut parte de bețe în roate. Pur și simplu am crezut enorm în ceea ce am simțit că pot să fac și m-am gândit că nu există, nu se poate, atâta timp cât cineva pe planeta asta a mai făcut ceea ce visez eu să fac. Și mergând cu acest nu există, nu se poate, am construit din credințele mele cea mai frumoasă lume posibilă. Și credeți-mă, din toată ființa mea, că nu există, nu se poate, atunci când descoperi unde a pus Dumnezeu harul în tine. Pentru că fiecare dintre noi avem o bucățică de har. Trebuie doar să descoperim care ne este misiunea și vă garantez că nu există, nu se poate, pentru a ne atinge toate visurile. Prilej de hohote de râs!